Domnul de la FCSB la telefon. Bună seara, domnule Becali. Bună seara. Concluzie pentru acest meci, înainte unui meci, primului meci de Europa League. Despre jucători, despre echipă, despre, în fine, chiar și în 10, dacă trebuia să facă mai mult FCSB. Păi și dacă ești în 10. Dacă ești în 10, mai puțin. Mai dai gol. Păi dai meci, dai gol în 10. Ca dovadă că atunci când a rămas în 10, când erau jucătorii de valoare pe teren, da, alții aveau galben, alții trebuiau odihniți, mingea la noi. Posesia la noi. Da. Crețu nu bagă piciorul, Șur nu bagă piciorul, Radunovici de parcă dă în ea, de mă, e mingea, nu te atacă nimeni. Dar vine aici, e vorba că, în primul rând, dacă discutăm de roșu, dacă a fost roșu, că nu-i roșu ăla acolo. Când dacă e sânge, înseamnă că e roșu. Nu știu. După un contact, în principiu cam așa se judecă. Poate să existe dintr-o ciocnire involuntară roșu. Am mai fost și la FCSB. Este roșu, gata. Da, ce nu-mi dau seama, trebuie să vorbim cu un arbit. Într-adevăr, lovitura nu este una... Am vorbit cu toți aici, îmi pare dură. Da, dacă ai 2 metri... Dar cumva din cotul lui a rezultat un cap spart. Bine, dar dacă ai 2 metri și ia uite de unde centrează, și ai timp să și prinzi mingea. Și dacă dai cu pumnul, să-i dai cu pumnul la 2 metri ca să bage altul adversar în poartă, tu îți dai seama? Vorbiți de Târnovanu acum? Normal, de cine se vorbește? Păi da, nu, ca să punem fazele. Puneți că aici noi rămăsesem la cartonașul roșu. Puneți faza, mulțumesc cu Târnovanu. Mulțumesc asta colegilor. Asta e roșu. O să mai vorbim și cu specialiștii în arbitraj, evident. Dar... Vorbiți cu specialiștii, dacă este roșu. Bun, deci la Târnovanu aici ce spuneți că... Păi uite de unde centrează. Are timp să ducă să o prindă. El acuză un fault la el. Păi tu că dacă ai 2 metri, cum se faulteze la de 1,50 m? Iese greșit. Pe cui se faulteze? Că ce fau? Unde-i fault? Da, nu, eu vă spun ce acuzat trebuie. Nu, dar unde... probabil că lovește bună. Dacă tu te duci hotărât, mai vine ăla... Da. E, într-un fel, adică vine ăla și îl împinge. Dar el apucă să dea Târnovanu în minge. Păi apucă să dea, dar el nu mai lovește bine mingea, pentru că ăla îl împinge. Bun. Faza a fost și aceasta revăzută. În fine, au fost mai multe în această fază, dar nu mai stăm să le discutăm. De ce dacă se revăzută? De ce se ne dea nu? Ăsta e faul clar la portar. Nu văzusem, acum văd. Nu văzusem bine. N-are nicio vină nici Târnovanu. V-ați liniștit, măcar. Nu, dădea vina pe Târnovanu, dar nu are vină. De ce? Era e faul clar la portar. Îl avem pe Florin Prunea, care totuși e specialist în zona asta. Florin, eu... Eu, în primul rând, nu ieșeam la mingea asta. Este o centrare, într-adevăr, vine de parte, dar nu este o centrare cu boltă. Acolo este fundașul central, era mai aproape în luptă. Eu zic că trebuia să rămână în poartă, din punctul meu de vedere. Dar după aceea, cred că este gol valabil. Ok. Ziceți că... Clar la punctă, nu știu. Am înțeles, am consemnat opinia noastră în zona asta. Acum am văzut. Okay. Ce se duce la mingea, la mine și îl împinge. Spuneți că a schimbat la pauză jucători, bun, pentru că trebuia să și... Dar întrebarea este, și am avut cu toții această întrebare, de ce nu ați schimbat mai repede un pic înainte de pauză și l-ați lăsat pe, practic fără un închizător? Echipa avea Șut, care se retrăse fundaș central și era Tănase, dar care nu e un închizător real. Păi dacă mergea jocul bine așa și dacă am văzut că mingea e la noi și avem posesia în 10, ce rost are să schimb? Când mingea la tine și ai posesia în 10, ce rost are? Ca să schimbi ceva? Ca să prinzi ceva? Nu? Da, adică spuneți că a mers mai bine când n-aveați un închizător adevărat în fața apărării și mai rău... Și care e concluzia mea? La fotbalul ăsta, dacă n-ai valoare, trebuie să fie jucători valoroși pe teren. N-ai valoare și în loc, dacă joci, ai valoare și în mingea, ai posesia. Dacă n-ai valoare, și dacă ai om în plus, cum a avut Petrolul, nu dai gol, decât până faul la portar. Înțelegi? Da, opinia noastră, opinia
Altora este că e gol valabil, mai spunem o dată, ca și a lui Florin. Eu, da, da, păi am consemnat-o, de-aia și spunem. De-aia, da, domnule, da. Bine, fiecare are părerea lui. Nu exact. O să întrebați niciodată că cam greu să dea cineva o părere în favoarea mea. Așa că... Cum? Au dat mulți. Au dat. Când este de dat... Mai greu. Bine, nu contează. Și aici o să vedeți că și la fază e un fault la Crețu. După care însă mingea ajunge în, adică nu rămâne în posesia celor de la Petrolul, pentru că Radunovic dă în ea. Și probabil că de aceea n-au considerat acest faul la Crețu. Putem să vedem faza cu totul ca să o vedeți. De exemplu, să o vedem împreună cu toată lumea, să o vedeți și dumneavoastră, faza golului când avem, durează un pic până ajungem la această fază, în care Crețu la un moment dat, din ce am văzut noi, o să vină. Nu, asta este alta. La faza... Ba da, nu, faza golului de la FCSB. Nu, faza golului Petrolului. Asta voiam să o avem. În care, la un moment dat, Crețu în tușa cealaltă, aici. Dar fără... Dacă am putea... Da, prea târziu. Acolo este un faul, dar mingea ajunge... Uitați-vă, după ce Bempac nu reușește preluarea, ajunge... Aici poate să fie... E un faul sau vi se pare că e la Crețu? Întreb. La cred că Crețu? Asta s-a analizat. La Crețu? La șut, pardon. La șut. Asta s-a analizat. Dar înainte de centrare, a degajat-o Radunovici. Deci intrase FCSB-ul în posesie în momentul în care. Ok. A degajat Radunovici. Cum vi s-a părut Bârligea? Ce să mi se pare Bârligea? Bârligea, da, nu poți să spui după un joc, că nu știu, să vedem, ce să spun după un joc. După o repriză, nu? Practic. După o repriză, da, na. L-ați schimbat pentru ca să-l odihniți pentru RFS sau pentru că nu va plăti? L-am schimbat, că nici n-a contat, nici nu a contat deloc în joc. N-a contat deloc, nici n-a avut, o să vorbesc cu el, că... La mine, ca să joci, trebuie să nu fugi de joc. Trebuie să vii să te arăți la joc, la minge. A fugit de joc? Să nu cumva îți facă și el ca alții. Românii care mai vin până la FCSB, faul la Târnăvanul clar. Ce se face? Păi acum e o primă repriză pentru el. Aveți un pic de răbdare? Numai eu, cum să n-am răbdare? Am dat bani, milioane, pe n-am. Asta mă gândesc. Da, treaba e că trebuie să înțeleagă el că trebuie să joace ca la CFR. Nu vrea mai bine. Nu vrea să joace mai bine. Vreau să joace ca la CFR. Nu vrea mai bine. Dar să joace ca la CFR. Adică să vină, să primească mingea, nu să stea acolo unde nu poate să o primească. Trebuie să se acomodeze un pic, domnul Becali, adică cred că e prea devreme să trageți niște concluzii. Așa cred. Da, probabil. Octavian Popescu l-a schimbat de asemenea pentru a-l menaja sau iarăși pentru că născut? Stai mă, cu faultul ăsta, ce este că intră în portar? El apucă să dea minge, mai spun o dată, dacă... Păi apucă, dar nu dă minge ca lumea, că și dacă apucă să dea minge, ce înseamnă? Că dacă faultezi, după ce dai minge, nu-i fault. Da, așa e astăzi. Da, pot, nu știu, mai, o să, chiar o să vorbim evident cu arbitru.